Un tânăr portar pășcănean a ajuns titular în Superliga într-un timp foarte scurt. Ionuț Ailene, în vârstă de 22 de ani din municipiul Pașcani, portar la Poliași, s-a făcut remarcat în meciul jucat cu Rapidul în etapa a 12-a Superligii. Potrivit prosport.ro, la scorul de 2-2 în prelungirile primei reprize, Ionuț a apărat penaltiul executat de golgheterul Albion Rahmani. Saltul uriaș făcut de la Liga a 3-a la titular în prima ligă a fost descris pe larg într-un articol sportiv publicat pe site-ul prosport.ro. Portarul născut la Pașcani pe 30 ianuarie 2001 a debutat la formația ieșeană în luna martie într-un meci cu Progresul Spartac din ultima etapă a sezonului regulat a eșalonului secund. Iar primele meciuri ca titular au fost chiar ultimele ale sezonului trecut cu Unirea Dej și Dinamo. După doar 3 prezențe în eșalonul secund, Ailene s-a trezit titular în elită, iar evoluțiile sale nu au fost deloc rele, ba chiar l-au silit pe Leo Grozavu să folosească titular în continuare, tehnicianul apreciind prestațiile tânărului portar. A fost un salt destul de rapid, să spun așa, pentru mine, chiar și pentru familia mea, nu s-au așteptau. M-au văzut foarte, foarte repede cum am evoluat. Și asta a fost un lucru frumos. Și pentru avut mari emoții la primul meci? Sincer, mari emoții nu am avut, pentru că, în general, fotbalul este același. Că o fi Liga a 3-a, că o fi Liga a 2-a, chiar și Liga a 1-a, eu sunt portar, trebuie să-mi fac treaba mea, să apăr poarta, să nu iau gol. Bineînțeles, sunt ajutat și de echipă și asta e treaba mea. Pentru tânărul portar ieșean, toate evenimentele s-au succedat pe repede înainte în 2023. A fost mai întâi transferul la Poliași, apoi debutul în Liga a 2-a, promovarea în elită și debutul în primul eșalon, mai precizează sursa citată. Ionuț a povestit într-o emisiune și cum a început să joace fotbal de la o vârstă foarte fragedă în Pașcani. Am început fotbalul la Pașcani, chiar la vârsta de 5 ani, țin minte, nu era echipă pe atunci. Și tatăl meu mergea la tenis cu domnul Dan Negri și domnul Văcaru George. Foști fotbaliști la ceva de Pașcani. Da, da, da. Și mi-au spus în acea zi că să mai am răbdare un an, că imediat o să creeze ei o echipă de 2001 sau 2002, sau combinați chiar. Și am așteptat, lucrul s-a întâmplat, la 6 ani am început fotbalul la Pașcani. Și nu-ți plăcea să fii atacant? Sincer, chiar acest post l-am luat în brațe pentru prima dată. Cred că orice copil își dorește la început să marcheze, să alerge, să se desfășoare. Toți dorim să băgăm goluri, exact. Să marcăm goluri. Da, da. Nu e un secret. Nu e un secret. Dar apoi a intervenit un antrenament, nu pot să-l uit niciodată. Antrenorul m-a băgat în poartă pentru că nu erau portari. Și la acel antrenament chiar am reușit să apăr un penalti și cred că de acolo mi s-a schimbat așa radical cariera și gândirea, poate. Tânărul portar cu un viitor ce sună promițător a fost prezent și în studioul BIT TV, într-o ediție a emisiunii Ora de Sport, pe când era în clasele primare. De atunci spunea cât de mare este pasiunea pentru fotbal. Păi, pasiunea pentru acest sport a venit de la tatăl meu, care a jucat și el la Ceahlăul pe Piatra Neamț. Și meseria asta am făcut-o de când eram mic și mi-a plăcut să... De când erai mic, ce înseamnă? Dacă la 12 ani spui când erai mic, când ai început practic fotbalul? Practic pe la 7 ani. Unde? La Pașcani. Și mi-a plăcut să fiu portar. Cu cine? Cine te-a antrenat? Cine a fost antrenorul tău la Pașcani sau cine este în continuare? La Pașcani m-a condus tatăl meu și apoi a venit și Nea Dan. De precizat este faptul că un alt sportiv de renume din zona Pașcaniului, de această dată din Comuna Valea Seacă, este Alexandru Crețu, care joacă în prezent pe post de fundaș la Universitatea Craiova în Superliga României.